Sunt în Transilvania și trebuie să vă zic Sergio. Și bine m-am găsit. Păi, de mult visam să vin la TED. Adică fac chestia asta pentru că cred că ceva special și tot ce facem acasă. E dulceață, nu facem. Și am emoții pentru că sunt în fața voastră, în fața oamenilor în care am crescut. După ce am plecat la Cluj și am crescut un pic și mai mult, e altceva. Dar m-am întors înapoi să fac dulceață la Edicel Pădure, undeva în fundul lumii. Trebuie să vă zic de pe slajd, da? Primul și primul lucru vreau să vă spun de unde a început totul. Și pădirea din spate este Biblioteca Centrală Universitară din Cluj, unde timp de 3 ani și jumătate ne-am petrecut aproape fiecare zi cât timp a fost în Cluj. Și tot a început când profesorul Popescu Gheorghe mi-a pus în mână Marea Enciclopedie Economică de la 1938. Din care am citit tot ce înseamnă agricultură în România până în perioada interbelică. Și am simțit că aia e de mine. Vechiul. Datoria mea e nouă. Și după 3 ani și jumătate în care am studiat și am băut multe, multe cafele, a venit un moment în care și iubeam în perioada asta. Și m-am despărțit de respectiva iubire. A plecat din viața mea în viața altă. În momentul în care am luat-o pe dealul, la prop. Și am ajuns aici, la Edicel Pădure. Bineînțeles că nu de capul meu, m-a trimis, de fapt, Ștef Tiberiu. I-am spus ce vreau să fac, vreau să fac o cercetare, că nu știam mai ceea ce să fac între cărți, ce știu să fac. Și am făcut asta. Am mulți vaci. Am mulți vaci timp de 2 săptămâni. Dimineața, seara, le dădeam de mâncare, le învățam, tot ce trebuie. În ultimele zile am mers cu lăptarul satului prin sat să întreb oamenii cum se descurcă, aveam un chestionar și era foarte interesant. Întrebarea de bază era dacă sunt de acord să facem un centru de colectare de fructe la ei în sat. La care toți au fost de acord, în schimb unul a fost, bine, dar îți dăm fructele și îți dăm prunele și noi țui de ce facem. Și țui că au religie în cel pădure, dar nu că ar fi alcoolici. Și cred că sunt. Și prin bătumă pe acolo am văzut că sunt cireșe. Multe cireșe din câte mi s-a spus. Am zis, cred că asta e. Ajung din nou la Cluj, mă gândesc bine. Îmi dă un prieten o cercetare de făcut, fac niște bănuți și mă gândesc, bă, nu mi-ajung. Și îmi vând telefonul, aveam un smartphone. Și mă reîntorc la Edicel Pădure să fac asta. Dulceață de cireșe în fundul curții, în fundul lumii, în capătul lumii, cred. Mă organizez, pun afișe, entuziasmat, dar n-au fost cireșe. A fost undeva la 90 de kilograme de cireșe. Și fac dulceața, seara târziu, o pun în borcane, vine a doua zi mai, bă, dar nu-i subțire. Nu, mă, mică, așa trebuie să fie, știți. Încă n-am amestecat când am făcut și era o greșeală. Din două, din alea una a fost bună. A fost tot. La bun. Și după experiența de la Edicel Pădure din vara anului trecut, ajung la prietenul meu, Marius Băcu. Are o fermă și o fabrică de brânzeturi. Și acolo cu văcuțe, cu pământ, cu tractoriști, cu toată lumea. După care intru în fabrică și învăț să fac telement. Am învățat să fac telement. Deși am uitat. După Marius urmează experiența vieții mele, care este petrecută în Franța, în Saint-Péray, unde am învățat să fac vin. Să fac vin în sensul să strâng strucuri, să-i pun, să... N-am învățat să fac vin, nu știu să fac vin. E foarte greu să faci vin. Dar am stat 2 luni cu oamenii ăștia, extraordinari oameni. Extraordinari. Deci m-au învățat ce să beau. Ce să mănânc și cum să fac un business. Mi-au dat sfat, deși nu știam franceză bine, dar am înțeles ce trebuie, cred eu. Și cât timp eram eu în Franța, primesc un telefon din România, Răzvan, ți-am rezervat loc la Sial Paris. Sial Paris este cel mai mare târg de alimente din lume.
O să mergi cu dulceața acolo. Ajung la Paris. Da. Eram fericit. Deși, când am ajuns acolo, să-mi iau marfa, toți erau cu tiruri, cu chestii mari, cu paleți. Eu am avut atât. Cutie mică. Ok. Ajung la stand repede, mă instalez, vine un cineva de la guvern. Tu cine ești? Păi, tu ce-ați văzut, dar nu ești pe listă. Știu, dar știți că vin din sudul Franței și... Dă să gustăm. N-am cu ce. Am ajuns. Și fug la o cafenea, iau o chestie, un băz din de mesecat cafea, îi dau. Și vreau să spun că cu băzul respectiv, un întreg borcan de afi în mâncă. Ce incredibil, nu știu. 3 săptămâni eu cred că n-am mai folosit aia. Nu, și la Paris, stând cu borcanele mele, care toți se terminau, pentru că veneau oameni, întrebau, vorbeam franceză, engleză, spaniolă, apropo, am cunoscut o argentineancă în Franța și am exersat puțin limba de pe acasă, TV. Și într-o seară mă trage la masă cineva, face, du-te, adu-te dulceață. Ia de pe raft. Le pun la oameni. La un moment dat au scos cărțile de vizită, am văzut că sunt foarte mari și erau mici cărțile, dar ei erau mari și sunt mari. Și zice, unde faci dulceața? În curte! Păi da, da, știi că noi suntem mari. Știu și ce să fac? Acolo fac. A, bine, dar crezi că poți să faci pentru noi? Păi, o să încerc. Da, și după experiența respectivă, urmează să-mi bat creierul. Din octombrie până în martie, cred. În fiecare săptămână eu mă întâlneam cu minim 3 oameni, din diferite domenii și îmi promovam ceea ce vreau să fac, adică o fabrică. Eu n-aveam nimic, eu am pornit cu nimic. Doar cu ideea pe care o aveam în minte, zi de zi, dimineața dimineața. Și seara era mai rău, era cu seara. Și după ce mi-am bătut capul, am ajuns aici. La Londra, la un alt târg. Lume multă, români mulți, că noi mergem unde-s românii. Unde la toată lumea a zis că eu vreau să fac fabrică și am venit în Londra să-mi găsesc omul care, alături de care să fac fabrica. Toți erau entuziasmați, la un moment dat mi-a și zis un Răzvan, dacă nu reușești, vii la mine și toate, pentru că îți dorești prea mult. Și am ajuns la Mihnea. El este partenerul și investitorul meu. Omul care m-a creditat cu încredere o sumă importantă de bani. Ca să fac dulceața. Întâlnirea cu Mihnea e plăcută pentru mine. Trebuia să mă întâlnesc seara la 7, eu la 2 eram în centrul Londrei pe străzi. Și m-am plimbat, până la un moment dat am ajuns unde trebuia să ajung cu 20 minute mai repede. Sunt Mihnea, am ajuns pe aici. 20 minute mai repede. Ok, noastră română. Și ajungem, eu credeam că ne vedem într-un pub, bem o bere, chestii de genul, ca românii. Destul că am mers în casa unui fost prim-ministru britanic, William Petty, în care mi-am expus afacerea. Deci el era în centrul lumii, Londra, eu veneam cu afacere din fundul lumii Edicel. Dar se pare că l-am convins pe om, nu știu cum. Deși eu la momentul respectiv am dat totul. Deci vreau să vă spun că a fost cea mai tare, nu este cea mai puternică experiență pe care am avut-o în viața mea. Eram în fața unui om care la 25-27 de ani intra la Harvard Business School. Era printre primii 5 oameni din lume, expert în logică matematică și eu la prima întrebare am dat X din punct de vedere matematic. Vă dați seama cum am simțit mai departe. M-a avut o oră fix, după care am întrebat Mihnea, dar știi cum facem? Că e X sau nu? Și face, lasă-mă să gust dulceața și îți spun pe weekend, era miercuri. Nu eram fericit, sunt pe al mei, sunt pe toată lumea. Uite, bă, ce bine m-am simțit. Ce... A doua zi pe avion eram trist, măi, bă, ăsta m-a mânat. Nu să-mi dea bani, trist. Ajung acasă, deschid e-mailul și văd. Răzvan, mi-a plăcut să stăm de vorbă și văd acolo că mi-i dă. Și acum nu o să vorbesc. Nu, mă bucur, vă spun sincer că am plâns cum n-am plâns în viața mea. O jumătate de oră. Deci, simțeam că nu mai am aer. N-am fost în viața mea așa emoționat, pentru că știam cum să mi se îndeplinească visul. De-a face dulceața, la Edicel pădure, nu? Și merg să petrec cu un prieten, cu Andrei Mutu, și mai deschid dată mail-ul. Și văd acolo niște condiții. Da. Condiții nu
grele pentru mine, ci pentru business erau în general condițiile grele. Am trecut și peste ele și am înțeles și mulțumesc că am înțeles că am ajuns. După aceea să punem prima roabă de beton în fundație pe 20 aprilie. Pe 20 aprilie am făcut o clacă pe Facebook, event, ne-au venit prietenii, oameni de la Cluj, de la Reghin, toți prietenii mei și am făcut fundația. Și din 20 aprilie până în 25 august am făcut o fabrică. Și nu orice fabrică, este o casă de poveste. Acolo se face dulceața mea de poveste. Pentru că dulceață facem toți. Nu cred că e ceva deosebit. Cam eu o fac la foc de lemn și o fac în indiciel cu doamna Veronica, poate că e un pic deosebit. Dar a fost o întreagă experiență să construiești o casă. Totul de la zero, totul frumos. Adică am vrut să fac să fie frumos. Hai să vă mai arăt o bunică. Tare mândru de ea. A zis că vreau să fac o fabrică care să fie pe cărți poștale. Și asta mi-a fost visul. Și am făcut-o. Și străi de cel pădure sub pădure. Ea este doamna Veronica, doamna alături de care fac dulceață de dimineața până seara când avem fructe, când nu, eu stau pe net, nu pe Facebook. Soba, că eu fac pe soba, la foc de la mine. Asta e noul ambalaj. Un ambalaj făcut cu o echipă profesionistă, cu oameni care apreciază ceea ce fac și fac în mare parte muncă voluntară. A beneficiat foarte mult de muncă voluntară din partea oamenilor, ceea ce e wow. Adică și doamna Veronica, voluntară, a fost operat la mine. Și toți care m-au ajutat, m-au ajutat pentru că au văzut că cred prea mult în visul meu de a face dulceață. Poate e ceva banal, dar pentru mine chiar asta era. Să fac dulceață. Și să fac dulceață nu simplu, ca orice țăran acasă, ci să fac dulceață să o vadă toată lumea. Și să o vadă sub part, să zâmbească. Asta am vrut să transmit. Vreau să zâmbiți când vedeți dulceața mea. O să o vedeți. Nu pot să vă dau sfaturi, să vă zic chestii, că eu încă trăiesc din ce fac. Trăiesc în sensul spiritual, adică n-am așa o revelație sau chestii care să vi le împărtășesc. Și m-am zis viața mea acum. Sufletul meu e la Ivicel. E și viața mea la Cluj. Dar, în final, am un mesaj pentru voi. Mesajul care, practic, pe mine m-a impulsionat să fac tot ce am făcut până acum. Aparține unui mare filozof, cred că cel mare filozof, și mesajul a fost următorul. Îndrăzniți, eu am biruit lumea. Vă mulțumesc și vă aștept să gustați dulceața.